Vă salut și bine ați revenit la Sfaturi la Minut. Astăzi vă voi arăta cum se testează cu detartrant o piatră pe care vrem să o punem în acvariu. O să avem nevoie de o bucată de piatră și detartrant clasic fără parfum. Nu vă recomand o pipetă, pentru că unele plastice, cum este PET-geul, poate fi topit de detartrant. În cazul în care nu găsiți detartrant fără parfum, puteți folosi pe o porțiune mică și produsele cu parfum, după care spălați porțiunea cu o perie și apă din abundență, până nu se mai simte mirosul de parfum. Eu am să folosesc unul dintre cele mai ieftine produse de pe piață, Nufărul. Atenție mare! Detartrantul conține un acid puternic și vă poate găuri hainele, vă arde pielea și este foarte toxic. De asemenea, poate crea probleme în viața amoroasă. Folosiți echipamente de protecție și faceți experimentul, dacă se poate, afară. Punem câteva picături de detartrant pe piatră și în cazul în care piatra conține calcar, o reacție chimică care produce o spumă albă va avea loc cu calciul din piatră, care se poate observa cu ochiul liber. Dacă această reacție are loc, nu aș recomanda să folosiți piatra în acvariul cu plante sau pești care necesită apă moale, adică majoritatea peștilor și a plantelor. Dacă această reacție nu are loc, piatra este bună de folosit și nu va crește duritatea apei. Nu uitați să spălați bine piatra testată înainte să o folosiți în acvariu. În cazul în care vreți o altă modalitate de testare, puteți vizualiza videoul în care se testează piatra cu oțet, link și în descriere. Dacă v-a plăcut acest sfat, nu uitați să vă abonați, să dați un like acestui video și până data viitoare, țineți-vă mânecile ude!